Bună seara și bun găsit! Cei doi pacienți care au primit rinichii se simt mai bine la doar două zile după intervențiile complicate prin care au trecut. Unul dintre primitori este un bărbat în vârstă de 63 de ani din Bălți, Republica Moldova, care făcea dializă la Iași din luna ianuarie acestui an. Celălalt este un bărbat în vârstă de 36 de ani din Suceava, care făcea dializă de mai bine de 10 ani în urma unor complicații provocate de diabet. Potrivit coordonatorului Centrului de Transplant Renal de la Iași, profesor dr. Adrian Covic, funcțiile renale ale celor doi pacienți s-au îmbunătățit, aceștia au fost detubați, iar evoluția lor este bună. Ei au fost aleși pentru că aveau compatibilitatea cea mai apropiată de cea a donatorului dintre cei 8 bolnavi chemați la analize în ziua prelevării. Organele au fost prelevate joi seara la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău și este pentru prima oară când în România se face transplant de organe de la donator din Republica Moldova, deși încă din 2019 a fost încheiat un parteneriat între cele două țări pentru prelevare și transplant de organe. Săptămâna trecută a fost trimis pentru transplant un ficat din Târgu Mureș, mai exact către Chișinău. Acestea sunt informațiile.